din declarațiile conducătorilor motocicletei, acesta declară că se deplasa din direcția Botoșan către comuna Vorona, într-o curbă la stânga, pierde controlul direcției și se răstoarnă în șanțul de pe partea dreaptă a drumului. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală atât a conducătorului motocicletei, cât și a pasagerului de pe locul din spate. În prezent, aceștia primesc îngrijiri medicale. Cercetările continuă și vom stabili de exactitate modul de procedare și încadrarea juridică a faptului.